mai de seară. Nu suntem la... Revenim cu un alt joc interesant din cadrul turneului de la Vulcan, contând pentru etapa a doua a campionatului național de fotbal tenis. Echipament galben Tengo Salonta cu numărul 6 Mark Bence în proba de simplu, echipament negru roșu Marius Stoienică Comexim Lupeni. După un prins set extrem de echilibrat și pe alocuri spectaculos, jucătorul formației hunedorene s-a impus cu scorul de 11-8 și tot el obține primul punct al setului secund în fața mai tânărului adversar Salontan. Au fost câteva schimburi foarte, foarte frumoase de mingi, o execuție bună, o preluare nereușită din partea jucătorului Salontan, iar scorul devine 2-0 pentru Comexim Lupeni în proba de simplu. Dacă aruncăm o privire asupra rezultatelor obținute în această probă, acest jucător, component al echipei Tengo Salonta, l-a învins pe mai bine cotatul său adversar de la CSM Slatina, în timp ce Comexim Lupeni a câștigat disputa cu CSU Ploiești. Tengo Salonta a pierdut apoi în fața echipei Gomboș Târgu Mureș. CSM Slatina a învins CSU Ploiești cu 2-0. Echipa din Lupeni a pierdut disputa cu Gomboș Târgu Mureș. Tengo Salonta a câștigat în fața celor de la Ploiești. Iar înainte de acest joc s-a disputat derbiul grupei între Slatina și Gomboș Târgu Mureș, cel puțin în proba de simplu, iar deținătoarea titlului național, formația din Slatina, s-a impus cu 2-1, având prima șansă de a termina grupa pe locul întâi. La scorul de 4-0 pentru echipa din Lupeni, Mark Bence reușește o execuție frumoasă, întoarce mingea pe partea opusă pe care se află adversarul său și trece în revistă primul punct în acest set secund. Acest set secund care a pornit mai greu pentru el, dar uite, de la 4-0 se face 4-2.
Dacă în primul set cei doi jucători s-au aflat, au mers cap la cap până pe finalul setului, acum jucătorul formației din Lupen a avut un start lansat, a avut 4-0, dar acest avantaj e pe cale să dispară în momentul în care s-a făcut 4-3, dar un serviciu greșit aduce din nou un avantaj mai liniștitor pentru Lupeni. O greșeală al jucătorului de la Comexim. Din nou doar un singur punct diferență între cele două echipe, 4-5, cu un serviciu bun al lui Mark Bence. Tot el preia acum, trimite dincolo de fileu, dar prea tare și este 6-4. Adversarul său de la Lupeni preferă să servească cu servicii din drop, iar acest lucru cu o preluare bună poate fi exploatată de către adversar. 6-5 și egalitate la 6. N-a vrut rău, n-a vrut să trimite rău mingea Marius Stoienică, dar a lovit prea tare, mingea a ieșit în out, iar scorul a devenit egal, 6-6, moment în care echipa din Lupeni solicită timp de odihnă pentru a acorda un sprijin tehnic și moral jucătorului care se află pe teren. Marius Stoienică revine primul pe suprafața de joc, fiind urmat și de adversarul său de la Salonta, Mark Bence. Meciul se reia de la scorul de 6-6, cu un prim set câștigat de Marius Stoienică. Preluări bune și execuții de aceeași manieră. O minge foarte bună care ricoșează în teren, un aspect arătat de arbitrul de centru, Ionuț Dina, cel care este și secretarul general al Federației Române de Fotbal Tenis, este și arbitru, un arbitru bun și un arbitru recunoscut nu doar pe plan intern, ci și internațional. O replică foarte bună a lui Marius Stoienică, egalitate la 7, a plasat mingea ca la tenis pe linia de margine. Este o ușoară, puțină discuție între scorer și arbitri. Punctul a fost acordat în cele din urmă jucătorului de la Salonta. Noi, de la nivelul la care asistăm la acest joc, nu am putut identifica exact unde a ajuns balonul. Arbitrul de centru arată din nou că de această dată balonul nu a prins suprafața de joc, este 9-6, moment în care Puri CSL Lucian intră pentru Comexim Lupeni și reduce din diferență, este 9-7, cum v-am spus adineauri, în acest campionat de național de fotbal tenis, în proba de simplu, echipele pot folosi doi jucători, un titular și o rezervă, și la fel ca și la dublu sau la triplu, pot efectua înlocuiri. O înlocuire foarte inspirată, pentru că diferența de 3 puncte s-a topit la un singur punct, este 9-8, în momentul în care salontanii solicită timp de odihnă. Au fost două puncte rapide obținute de echipa din Lupeni. Lucian a avut două proceduri asemănătoare. A trimis Razan cu fileul și a obținut, fără prea mare efort, două puncte care mențin șansele echipei sale de a câștiga acest joc. Mark Bence a primit sfaturi de la margine, revine pe terenul de joc, acum însă trebuie să se concentreze pe apărare, pe preluare și pe atac. Preia bine, atacă destul de tare, o minge lungă, e rândul adversarului său să încerce să treacă mingea,
ceea ce a reușit Lucian la fileu, n-a mai reușit și din spatele liniei de fund. 10-8 pentru Marc Bențe. Un serviciu bun. Nu, balonul care trebuia să ajungă în diagonală în celălalt dreptunghi din colțul opus a aterizat într-o parte care nu a fost permisă de regulament. S-a făcut 10-9 și chiar 10-10 pentru că o nouă lovitură puternică, dar în afara terenului. Egalitate și sunt toate șansele ca jucătorul din Lupeni să facă 9 puncte, însă greșește preluarea. Din nou Salontani în avantaj, 11-10, trebuie un serviciu bun cu ajutorul fileului. Trece și această minge care deși l-a prins pe puțin greșit pe Lucian, este prea lungă, egalitatea la 11. De aici un jucător poate câștiga la diferență de 2 puncte sau la punctul 13. Asta înseamnă o preluare foarte bună când îți pregătești mingea și plasezi în zona în care vezi că nu este adversarul tău. Acesta rămâne surprins și nu poate reacționa. Discuții între arbitrul de centru și jucătorul din Lupeni. Acesta din urmă a sesizat sau i-a reproșat arbitrului că mingea ar fi trecut dincolo de antenă, dar arbitrul foarte aproape de antenă a văzut exact traiectoria balonului și a acordat punctul pentru echipa din Salonta. Punct final în setul secund. Egalitate la seturi, iar echipa care va câștiga acest duel de triplu va fi stabilită în urma setului decisiv care urmează în câteva momente. Nu e primul joc de astăzi care are nevoie de un set decisiv, atât la simplu cât și la triplu au fost numeroase, mai multe partide care s-au încheiat în setul decisiv. Din ce mă uit pe hârtia mea, pe notițele pe care le-am luat de la acest turneu, la proba de dublu, un singur joc s-a încheiat în prelungiri, cum s-ar spune, în setul decisiv. Disputa dintre CSM Slatina și Tengo Salonta, contând pentru primul joc al acestei etape, au câștigat slătinenii cu 2-1, toate celelalte rezultate s-au încheiat în două seturi. Urmează setul decisiv, iar primul serviciu îi va aparține jucătorului de la Tengo Salonta cu numărul 6, Marc Bențe. În plan depărtat, echipament galben, iar Marius Stoienică de la Comexim Lupeni va primi, se va afla la primire în acest ultim set. O preluare bună, o lovitură puternică, mingea în teren, arată arbitru, din nou o preluare, însă nu mai are puterea să transmită balonul dincolo de fileu. Arbitrul de linie al acestei confruntări este Voru Norbert de la Târgu Mureș. Egalitate, o minge plasată razant cu fileul, care nu poate fi recepționată de către jucătorul Salontan, care primește acum un punct nemuncit pentru că adversarul său greșește serviciul. 2-1 pentru Tengo. Minge în teren și în afara lui trimis de către Marius Stoienică, 3-1 pentru Salonta. O preluare, un șut năprasnic în celălalt colț, dar minge out și din nou moment pentru echipa din Lupeni de a efectua o locuire. Marius Stoienică părăsește terenul de joc, intră Puri CSL Lucian
care în setul secund a reușit două puncte consecutive, la fel ca cu această execuție, dar de această dată salontanul Mark Benț a fost la post, a retrimis mingea, însă cu un plasament foarte bun Lucian a anticipat locul unde vine mingea și a îndeplinit o simplă formalitate câștigând acest punct, este 4-2. Benț o preluare și o execuție pretențioasă, a riscat prea mult la această fază, trebuia să joace puțin mai concentrat, mai calculat. 4-3, de la 4-1, cei doi jucători joacă pe diagonală, încearcă o scurtă, jucătorul de la Lupen, însă de această dată greșește și el, minge care nu prinde suprafața de joc. Benț, un serviciu bun de jos, o preluare, se joacă frumos în acest set, o minge prea lungă, când lovești tare din spatele liniei de fund, ai șansa să trimiți balonul în out. Cei doi jucători schimbă terenul, fiind setul decisiv la punctul cu numărul 6, obținut de unul dintre ei, se schimbă terenurile. Un serviciu bun al lui Benze, dar o replică foarte tăioasă a lui Lucian. Din nou el are prin planul, trebuie să pună dincolo, acum Benze poate să atace, dar o recuperare foarte, foarte bună. Se joacă frumos, din nou recuperează Benze, dar acesta va fi punctul lui. Lucian, care n-a lovit foarte bine mingea, pentru că a lovit exact pe plasamentul adversarului și în condițiile în care acesta ar fi putut prelua și ar fi putut crea avantaj, dar norocul lui Lucian a fost că preluarea nu a fost bună. Jucătorul de la Lupen ar fi avut un spațiu mai bun și mai adecvat pentru a trimite mingea în colțul din dreapta al adversarului său, pentru că acel loc a rămas descoperit, a ales să transmită în zona în care se afla adversarul său, a riscat un pic Lucian, dar în cele din urmă nu a avut de suferit, pentru că punctul a ajuns în contul echipei sale. Urmează la serviciu jucătorul din Lupeni, Benze, preluare bună și o minge tăiată, împinsă în colțul spre care se îndrepta adversarul său, dar dat fiind faptul că l-a plasat în apropierea fileului, acesta nu a avut posibilitatea să-l ajungă. Lucian, o preluare bună, taie o minge și punctează 7-5. Nu sunt schimburi lungi de mingi, dar sunt execuții frumoase, execuții care îți cer o pregătire prealabilă și o concentrare. Acesta este o scurtă care nu are efect, pentru că a fost ajuns de adversarul său, iar cu o directă care l-a și lovit pe jucătorul de la Salonta. Jucătorul de la Lupen punctează și se apropie la un singur punct diferență, 7-6. Un serviciu foarte bun recuperat de Salontan exact de pe linie. Este o marcă înregistrată această execuție tăiată și care are efect, 7-7. 7-7, coechipierii îl susțin și îl aplaudă pe Lucian. Benț a început foarte bine acest set, însă experiența adversarului său de la Lupen își spune cuvântul în aceste momente mai tensionate. Totuși o greșeală neforțată. Mă așteptam la mai multă luciditate din partea lui Lucian. Este 8-7, un match echilibrat, în același timp și tensionat. Jucătorul cere out, arbitrul nu este de acord, arbitrul indică faptul că mingea a atins linia, a fost în teren. Este 9-7.
O preluare bună și o oportunitate extraordinară de a se apropia din nou. Avea prim planul la fileu, fără blocaj, însă a greșit execuția. 10-7, 3 mingi de set și de meci pentru Tengo Salonta, care este fructificat cu prima ocazie. 11-7, 2-1 pentru Salonta la simplu. Început bun de meci acest derby al grupei B, care se dispută la Vulcan. Urmează dublu și triplu între Tengo Salonta și Comexim Lupeni. Moment pentru mine să vă reamintesc faptul că astăzi mai sunt programate două jocuri în cadrul grupei B. După acest meci, Gomboș Târgu Mureș va întâlni CSU Ploiești, iar în ultima partidă CSM Slatina se va duela cu Comexim Lupeni. Va fi un care pe care, joc care va stabili câștigătoarea grupei la toate cele trei probe, simplu, dublu și triplu. După cum v-am explicat adinaori, nu este, deși se joacă în sistem cu fiecare în sistem grupe, jocurile nu contează pe echipe, ci pe probe, adică o echipă poate să evolueze mai bine într-o probă și să joace mai slab în altă probă. Jucătorii se pregătesc pentru dublu. Lăzău Norbert acum în training oferă o minge colegului său cu numărul 8, Denis Purja, de la Tengo Salonta, iar tandemul deja obișnuit de la Comexim Lupeni, Marius Stoienică și Lucian Purice, se pregătesc să dea piept cu cei doi jucători de la Salonta, numărul 27, Lăzău Norbert, și numărul 8, Denis Purja. Ne așteaptă o dispută echilibrată, cu un prim serviciu pentru echipa din Lupeni, o preluare bună, o ridicare pe măsură, dar o greșeală la fileu. Avea prim planul jucătorul de la Salonta, adversarii erau în spate, așteptându-se la o minge dificilă, însă balonul s-a oprit în fileu, 1-0 pentru Lupeni. Un blocaj eficient, chiar dacă doar l-a speriat pe jucătorul de la Salonta. 2-0 în acest set pentru Comexim Lupeni. Este momentul revanșei pentru Norbert Lăzău, care după două greșeli trimite o ghiulea între cei doi adversari. Este cea mai dificilă minge de recuperat la dublu, când un jucător reușește să placeze balonul exact între cei doi, pentru că fiecare se așteaptă ca, virgulă, colegul său să recupereze balonul. Același procedeu este aplicat și de jucătorii de la Lupeni. Din nou, diferență de 2 puncte, 3-1 pentru Comexim Lupeni. Din nou Norbert Lăzău, o execuție frumoasă și pretențioasă, dar lipsită de eficiență. Minge în out, este 4-1. Acest tandem al formației din Lupeni profită de experiență și de omogenitate, pentru că joacă împreună de foarte mult timp. Acum însă balonul preluat atinge tavanul și punctul este acordat echipei din Salonta. Un blocaj al lui Norbi și o recuperare foarte bună a lui Denis Purja, care a văzut și a acoperit colțul rămas liber. Salontanii au trimis mingea dincolo, iar cei de la Lupeni au încercat să mai salveze ceva din situație, dar din nou
mingea a lovit tavanul și de la 4 la 1 s-a ajuns la 3 la 4, un singur punct diferență. Marius Stoienică vine și lovește din nou în același colț. Denis Purja din nou la post, însă în loc de o ridicare bună face o greșeală. Părea greșeală în prima fază pentru că a trimis direct balonul în terenul adversarilor, iar acest lucru putea să-i coste pe Salontani, însă mingea care a ajuns în terenul lor i-a surprins însă și pe cei de la Lupeni, care s-au precipitat și au pierdut acel punct. Acum Marius Stoienică schimbă partea, deși avea în față blocajul lui Norbert Lăzău, schimbă partea, trece mingea dincolo, în colțul opus și din nou Comexim Lupeni se află în avantaj 5 la 4. Marius Stoienică se pregătește acum să servească un serviciu tare. O preluare nu bună, nu foarte bună, din nou în atac cei de la Lupeni și un punct. Aș spune facil, pentru că deși s-a aflat la blocaj, căpăcitorul echipei Salontane, care este în același timp și trăgător, nu a avut șansa să-l blocheze pe adversarul său. Foarte rar la dublu se întâmplă ca un jucător aflat la fileu să reușească să-l căpăcească, să-l blocheze pe adversarul direct. Acum Salontanii au șansa de a puncta pe tabelă, aflat la fileu fără blocaj. Norbert Lăzău reușește un procedeu complicat, trimite mingea exact lângă fileu. 7 la 5 din păcate pentru Bihoreni, care ratează un serviciu. Au fost greșeli neforțate și de o parte și de alta. Un serviciu bun al celor de la Lupeni, care mărește diferența la 3 puncte. Moment în care Salontani schimbă, un jucător intră, Mark Bence. Lucrurile par să nu se fi așezat, pentru că nu reușesc cei de la Tengo să construiască mai eficient. Acum o preluare lui Norbi, tot el vine la finalizare și reușește să obțină punct, un nou punct cu ajutorul fileului. Își cere scuze de la adversar pentru că mingea a ricoșat din fileu în terenul advers, zădărnicind eforturile apărătorilor de a reuși să blocheze această situație. Mingea cade direct în terenul advers din preluarea jucătorului de la Lupeni, iar Norbert Lăzău, deși are în față un blocaj înalt, reușește să puncteze 8 la 7 în acest moment, dar nu pentru mult timp, pentru că serviciul este în out, 9 la 7. Un prim set palpitant, interesant. O greșeală la ridicare de care profită jucătorul aflat la blocaj din partea echipei din Lupeni. 10 la 7. O nouă schimbare la Tengo Salonta. Intră Bogoș Istvan în locul lui Norbert Lăzău. Iar Comexim poate obține victoria în acest prim set. Acest lucru se întâmplă acum când o minge trimisă în fileu aduce punctul numărul 11 pentru echipa din Lupeni, care trece în avantaj în acest meci de dublu. Un meci antrenant cu multe faze frumoase, dar și cu câteva greșeli neforțate. Când la fotbal tenis vrei să faci lucruri bune și forțezi, îți asumi niște riscuri care dacă nu le apreciezi în mod corect, s-ar putea să se întoarcă împotriva ta și în loc de un punct facil să cedezi punctul adversarului. Mm.
Urmează setul secund, în care Tengo Salonta va fi echipa care va repune balonul în circulație. Primul serviciu al lui Mark Bence, o preluare bună, Mario Stoienică găsește spațiul liber, trimite balonul peste blocaj și își aduce echipa în avantaj 1-0 pentru Comexim Lupen. Chiar 2-0, dacă n-ar fi fost atins balonul de către Salontan, puteam vorbi de un as, un serviciu fără replică, dar a fost o greșeală de preluare, un serviciu foarte bun, 2-0 pentru Lupeni. O încercare bună a lui Norbert, dar balonul a fost recepționat de Lucian Purice, însă nu au mai putut jucătorii de la Lupeni să-l trimită dincolo de fileu. 2-1. Salontanii servesc, unedorenii se pregătesc și punctează cu ușurință, văzând că ambii adversari sunt plasați pe linia de fund. Marius Tenic a preferat un procedeu scurt care a poposit dincolo de fileu și vine răspunsul salontanilor cu aceeași monedă. Punctează, chiar dacă de această dată a fost și blocaj acolo, iar cei doi jucători de la Lupeni discută între ei, anticipând faptul că asta era procedeul la care se așteptau, însă n-au putut să evite punctul. O combinație frumoasă, o minge care l-a avut în prim plan la fileu pe Lucian Purice, dar acesta a trimis prea lung, egalitate la 3, serviciu cu fileu și îngreunează, dar și ajută. Când mingea este atenuată de fileu, echipa în apărare are o misiune mai facilă de a construi atacul. Acum la scorul de 4-3, Marius Stoienică servește, preluare cu piciorul pentru Norbi Lăzău, vine la blocaj foarte bine, a văzut spațiul și nesincronizarea adversarilor. Lucian Purice, care pune piciorul și obține punctul cu numărul 5, de la 3-3, din nou 5-3 pentru Lupeni. Norbert Răzău are acum șansa să puncteze, dar lovește mingea prea tare și ajunge dincolo de linia de margine. Este scorul, devine 6-3, timp de odihnă solicitat de Tengo Salonta. Se sfătuiesc și cei doi jucători de la Lupeni, care ies în afara terenului. Este un moment prielnic pentru jucători de a mai bea o gură de apă, de a mai trage aer în piept și de a se liniști, de a gândi lucid următoarele faze care urmează, pentru că la acest nivel vorbim de o concepție de joc, niște faze bine gândite, pregătite la antrenamente, atât pe faza de atac, cât și pe faza de apărare. 6-3 și Marius Stoienică se află la serviciu, preluare cu pieptul pentru Norbert Lăzău, tot el apare la finalizare, o scurtă, dar foarte bine. N-a fost o idee rea, însă ineficientă, pentru că jucătorii de la Lupeni au recuperat balonul și chiar aveau șansa să obțină un nou punct, însă un atac tare direct în adversar mai strânge situația pe tabelă, este 6-4, dar acum Stoienică nu avea adversar la blocaj și, după cum v-am spus, foarte rar se întâmplă o fază de genul ăsta la dublu, doar când doi jucători cu talie se întâlnesc acolo. A fost un blocaj al lui Norbert Lăzău, dar jucătorul de la Lupeni a atins fileul, este 6-5, acum însă se revanșează, trimite cu ajutorul fileului dincolo.
o greșeală care pune echipa din Lupeni în prim plan, din nou blocaj, însă când ai prim planul ca la o fază de genul ăsta, ai posibilitatea să decizi unde vrei să trimiți balonul. Ai ocolit blocajul, l-ai trimis în spațiu liber, ai punctat pentru echipa ta 7-5, minge în teren, o greșeală și un blocaj al lui Lucian Purice, 8-5 în acest moment. Un efort colectiv bun al celor de la Lupeni. Saluntaniu puțin nesigur la preluare, nu pot să-și construiască atacurile cum și-ar dori. O lovitură tare, dar din nou cei de la Lupeni vin în atac, pentru că au reușit să transmită dincolo. Lucian, după ce salvează o minge, trimite foarte elegant dincolo, iar încercarea de salvare al salontanilor este sortită eșecului, pentru că mingea este prea lungă, 9-5 la scorul de 1-0 pentru Lupeni. Echipa în roșu are toate șansele să se impună în acest joc. Un blocaj bun, dar în cele din urmă Marius Stoianică nu mai reușește să salveze acel balon. 9-6, a intrat la Tengo Salon Tabago și ăștia numărul 11, care are misiunea de a opri atacurile celor de la Lupeni. O execuție tare și bună, dar care nu prinde suprafața de joc. Este 9-7, 2 puncte acum între cele două echipe, dar din nou Stoianică în prim plan, o scurtă, e salvată mingea și minge în teren. Arbitrul de linie Florinel Bozga a arătat ferm că balonul a poposit în terenul echipei Tengo. 10-7 set match. Se amână decizia, pentru că în ciuda blocajului de la fileu, Bago Jistvan găsește o execuție foarte bună. Îl prinde pe picior greșit atât pe cel de la blocaj cât și pe coechiperul acestuia. Însă cei de la Lupeni pot închide acum meciul și îl fac într-o manieră frumoasă. O minge plasată peste blocaj, 11-8. Iar Lupeni câștigă proba de dublu după ce a pierdut la simplu cu 2-1. Se revanșează la dublu cu 2-0. Urmează în scurt timp meciul de triplu între cele două formații. După cum vă spuneam, fiecare probă contează separat pentru stabilirea echipelor care ajung în semifinalele competiției de astăzi. Egyelőre csak felveszünk, nem? Nem most. Nem most. Ezt igen.